Hello, my lovely loves, ce faceți? În primul rând, aș vrea să-mi cer scuze dacă auziți gălăgie pe fundal, dacă auziți zgomote, bubuituri, chestii, râcâieli, nu știu, dacă vă deranjează ceva de pe fundal. Asta este pentru că, așa cum v-am zis și în ultimul daily vlog, trăiesc într-un șantier constant și astăzi se lucrează și aveam în plan să filmez altceva pentru astăzi, dar tocmai pentru că e gălăgie asta pe fundal, nu aș vrea să fac clipul ăla, adică nu prea pot și atunci îl lăsăm pentru altă dată. Este un clip foarte interesant, zic eu, de fashion, foarte nu educativ cât să te ajute să te orientezi. O să stați pe aproape că o să vină și ăla cât de curând, dar m-am gândit că n-aș vrea să lipsesc iarăși cu un clip și să n-am ce posta sau să amân iarăși clipul și așa că m-am gândit să fac un get ready with me, mai ales că nu m-am mai machiat de 2-3 săptămâni, cel puțin, cam așa, cred că de 3 săptămâni nu m-am mai machiat. Și asta pentru că life is crazy, de ce nu? Și asta vom face astăzi, eu am să mă machiez și am să mă mai pun la curent cu un alta pentru că la drept vorbind, în daily vlog-uri nu prea apuc, în cel puțin în ultimele daily vlog-uri nu prea m-am apucat să vă pun la curent cu mare lucru din ce se întâmplă în spatele camerelor, ca să zic așa. Pe lângă asta, nu știu, mi se pare că a luat lumea sau, nu știu, toate lucrurile au luat o raznă în ultima vreme. După cum ați văzut și programul meu de postare a fost un terci total și în mai și în iunie speram ca după ce am trecut de mai, după maiul ăsta care a fost un mai foarte, foarte dificil, speram să nu se mai așeze lucrurile și să revină la normal. No way! Nu, din contră, s-au agitat și mai tare. Dar părul meu este încă ud, pentru că l-am spălat mai devreme și l-am lăsat să se usuce așa natural și nu știu dacă observați, dar îmi revin pe aici cărlionții mei naturali, adică onduleurile mele naturale. Îmi place așa când le văd, dar după aia arată destul de nesimetric și m-am gândit să folosesc astăzi numai produse drugstore. Nu știu de ce, dar așa mi-a sunat mie astăzi și o să începem. Stați că am un primer. Un primer de la Pupa pe care tot mă țin să-l încerc, să vedem cum este. Pore Filling Primer. Da, ăsta de la Pupa. Și am zis să vă mai povestim una alta până se mai așează lucrurile pe aici. Am zis că ultima perioadă mi s-a părut că a fost haotică, dar nu că haotică, că haosul e bun și el până la un anumit punct și e bine din când în când să mai ai parte decât un, nu știu, este foarte siliconat primerul ăsta, adică am senzația că e silicon, silicon. Ia. Face ceva? Parcă mai acoperă din sunt foarte multe lucruri care nu se întâmplă. Dacă vă aduceți voi aminte, nu știu, prin iarnă, prin februarie, nu știu, când am fost la Casa Brătienilor, am și o cafea lângă mine, apropo, când am fost la Casa Brătienilor, știți că în vlogul ăla vă ziceam că dacă e să se întâmple niște lucruri, sau înainte de vlogul ăla, vă ziceam că dacă e să se așeze lucrurile cum trebuie, să pice cărămizile în găurile corespunzătoare, o să se schimbe lucrurile bine și că o să înceapă să meargă treaba și că nu știu ce. Ei, bine, țin să vă spun că nimic, dar absolut nimic n-a mers de atunci, deci absolut nimic. La modul că am și un proces în momentul de față, care inițial trebuia să fie o formalitate, până și ăla s-a complicat. Da. Deci, un vis, n-am ce să zic. Totul a început să o ia razna. Pe lângă asta am o senzație din ce în ce mai accentuată că nu găsesc locul pe lumea asta. Nu știu, nu mă mai identific cu absolut nimic. Nu mă mai identific cu oamenii din jurul meu. Nu mă mai identific cu, nu știu, cu absolut orice. Vreți voi, pe orice plan, dacă e să discutăm, adică am senzația că nu mă mai identific
cu ceea ce se întâmplă. Nu mă mai identific cu oamenii în general, cu mentalitățile oamenilor din ziua de astăzi, cu locurile de muncă, cu... Oh, God, nu știu, ce, orice vreți voi, luați orice subiect, orice tematică, orice vreți voi, nu mă mai identific cu nimic, nu mă identific cu ceea ce se postează pe YouTube și, sau ceea ce se cere, bine, nici nu prea am ținut eu cont prea mult de-a lungul timpului de treaba asta, dar oricât, parcă, nu știu, nimic nu mă mai, nu mă simt ca făcând parte din niciun grup, știți? Și nu e neapărat rău asta până în punctul în care încep să... Îți dai seama că orice încerci să faci, nu-ți cum îmi place pentru că îți vine să faci doar de dragul de a... Că așa se face, știți? Și eu sunt exact genul ăla de om care detestă din suflet să facă lucrurile doar pentru că așa se fac. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți asta. Să punem și pe gât pe aici. Pentru că... zona asta a gâtului este mai deschisă. Și să... am și o lipsă de inspirație totală în ceea ce privește fotografia. Nu știu dacă ați văzut că n-am mai postat pe Instagram fotografii, pentru că n-am mai fost să fac, nu mai am, nu știu, demn să fac nimic. Apropo de asta, mi-am comandat un obiectiv nou care aștept să vină. Ăla de-abia le aștept, adică îl aștept cu mare entuziasm să vedem dacă reface entuziasmul și pofta de a face fotografii, pentru că în sensul ăsta l-am luat. Așa. Și să vedem cum o să se întâmple lucrurile. Da, nu mă mai identific cu oamenii, nu mă mai identific cu... nu știu, absolut tot. Singurele chestii care mă fac de adevăratele să mă simt bine este când vorbesc cu voi. Mai am discuții cu voi în privat și YouTube-ul în general, adică ceea ce fac eu, deși v-am spus că nici ceea ce fac eu nu se pliază pe ce se cere la ora actuală sau pe ce se face sau așa, nici asta nu se pliază, dar mă rog, partea asta de YouTube încă îmi creează plăcere și, nu știu, cititul și grupul meu de notebook la patet, adică stăteam și eu făceam așa o analiză a lucrurilor care mă fac să mă simt bine și cam la asta se rezumă lucrurile pentru moment. Și e destul de aiurea, fiindcă eu sunt un om creativ, un om care îi place să socializeze, adică în ciuda faptului că, mă rog, m-am povestit de faza cu depresia și nu o să mai intrăm în ea, că nu vreau să fac prea mare tam-tam pe chestia asta, și în ciuda faptului că sunt un om destul de singuratic, îmi place să socializez, îmi place să ies, îmi place să fac lucrurile astea, dar în momentul în care nu te mai identifici cu absolut nimic și cu nimeni din jurul tău, parcă nici nu-ți vine să faci lucrurile astea, adică nici nu mai ai chef de absolut nimic altceva și nu știu, am zis, tot ce putea să meargă prost a mers prost. Tot ce putea să nu meargă, n-a mers. Și tot ce ar fi trebuit să meargă, n-a mers. Da, știu, am mai zis-o, da. Așa, stai să mă iau o gură de cafea, că poate revin. Așa, nu vreau să mă plâng, adică nu vreau să vă zic la modul că mă plâng. Asta e situația, asta e realitatea, adică nici nu pot să o înfrumusețez. Să vin să mă laud, a, ce bine mi-e, vai ce veselă sunt, vai ce nu știu ce. Nu vreau să overdramatizez, ca să zic așa, știți? Stați că cred că am o gânganie pe mine. Mă iubesc gânganiile în ultima vreme rău, toate vin la mine. Așa, deci nu, asta este realitatea, asta e situația, nu vreau să vă dramatizez prea tare sau să, așa, știți? Dar asta avem, pudră, 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 pudră. Stați așa că nu prea. Da, n-am decât cod Earspun. Hai bine, o folosim pe asta. Am descoperit bine. Ia și o să-mi ia 3 vieți jumate. S-o termin? Da. Încerc să o termin. Așa. Acum, în prezent, apropo de renovări, se lucrează la Capela Sixtină.
Capela Sixtină este un hol din casa mea care cred că a durat mai mult decât a durat să fie renovat mai mult decât fac unii cartierele de rezidențiale, nu știu. Să lucrează de foarte mult timp. Nu vreau să vă zic timeline-ul că muriți, adică voi să face rău. Și o să ziceți cum. E, uite așa, pentru că nu s-au aliniat planetele și pentru că n-au mers multe lucruri. Asta a fost unul din lucrurile care a rămas în urmă și care m-a încurcat foarte tare. Și acum se lucrează finally la asta. Nu, n-am terminat cu renovările, dacă asta vă întrebați. După ce se termină cu Capela Sixtină, nu, n-am terminat cu renovările. Mai am pentru, cred că, încă 20 de ani de acum colo, de renovat. Pentru că așa e, când te puși de niște lucruri, but whatever. Dar partea bună este că într-un mare final o să se termine cu Capela Sixtină. O să vă arăt, o să vedeți. Și îi spun Capela Sixtină pentru că este acel, nu știu dacă e banc sau e o glumă sau chiar s-a întâmplat chestia asta pe vremea când picta Michelangelo Capela Sixtină, tavanul Capelei Sixtine. Știți că era papa Pius sau câtele, mă rog, care i-a comandat toată lucrarea. Și simțea că moare papa și se ducea la Michelangelo și le întreba, simțea că moare și simțea că nu o să mai apuce să vadă lucrarea terminată. Și se ducea la Michelangelo în fiecare săptămână și le întreba când e gata. Și Michelangelo îi zicea, o să fie gata când o să fie gata. E, cam așa a fost și cu Capela mea, Sixtină. Stăteam și mă gândeam când o să fie gata și răspunsul era, o să fie gata când o să fie gata. Da. Pe lângă asta, starea mea de disconfort vine și din faptul că toată casa mea este un haos general. Tot este plin de praf. Tot. Totul este un haos general. Toate sunt așa. Deci dacă ar fi să filmez și să vă arăt, v-ați îngrozi. Totul este așa. Și o să ziceți, bun, dar de ce? Nu știu, n-am o explicație logică. Pentru că și eu credeam că dacă ai o parte din casă renovată și lucrezi la cealaltă parte, partea renovată o să rămână curată, sigilată, nu știu ce. O să... n-ai treabă. Nu. Nu. Se pare că praful circulă peste tot. Lucrurile se dau peste cap, peste tot. Și când mă gândesc să fac ordine în partea asta curată, mă rog, să zic așa, în partea renovată, mi-e silă, pentru că știu că oricum o să aduc tot praful și toată mizeria înapoi din partea cealaltă. Oricât aș încerca și oricâtă grijă aș încerca să am și oricât... Nu. Și așa că, da, vreau să fac un mare clean out, ca să zic așa iarăși, și să scot tot, să curăț tot când se termină cu Capela Sixtină. Că mai e niște praf de făcut la ea, adică nu se termină astăzi. Așa, și vreau să scot absolut tot. Pe lângă asta mi-a tunat iarăși, deci eu nici n-am terminat de renovat toată casa, dar mie mi-a tunat că vreau să schimb tot. Adică, aici, spre exemplu, n-aș vrea să mai fie alb, m-am plictisit de albul ăsta. În dormitor știți că am dungile alea pe pereți, m-am plictisit și de alea. După 4 ani, cred că au alea, m-am plictisit de ele, gata. Până acum îmi plăceau foarte tare, dar deja m-am plictisit de ele, vreau să le... Așa, aici în birou mă gândeam să-l transform, pentru că el inițial a fost proiectat acest birou ca un fel de dressing. Deci eu inițial aici vreau să fac un dressing, dar după aia, pentru că tot am continuat să filmez, zic hai să mi-l fac birou. Și acum mă gândeam să-l fac ori să-l fac un fel de bibliotecă, pentru că iarăși mi-a adunat să am bibliotecă și oricum o să am nevoie de o bibliotecă destul de mare în casă. Ori să-l fac dressing sau să fie așa un semi birou, dressing, ceva, o chestie din asta, nu știu, sunt așa în... Dar lucrurile astea depind de alte lucruri, știți, adică care nu se întâmplă și tot așa, știți, adică cam asta este procesul prin care trec eu acum și prin care trăiesc și da. Câteodată am o senzație din asta de sufocare, dacă vreți să zicem. Adică la modul
stau așa, rămân blocat așa și stau și mă uit la lucruri să văd ce, ce mai poate să se întâmple sau ce mai poate să nu meargă sau ce mai poate să se întâmple rău, pentru că deja am ajuns în punctul în care... Da, și asta vine de la un om care se vrea a fi optimist, adică care încearcă din răsputeri să fie optimist. Stau așa blocată și stau și mă uit. Asta e problema de mea cea mai mare, că rămân blocată în situațiile astea, știți? Am senzația că mă îngheață creierul. Spre exemplu, chiar mă gândeam la clipul cu favorite de luna asta și nici nu știu dacă o să am clip cu favorite luna asta, pentru că nici nu am avut foarte multe favorite și nici nu prea am făcut foarte multe lucruri luna asta, în afară de faptul că am citit. Nu prea am făcut foarte multe lucruri luna asta, adică asta cu cititul a mers bine, dar și aici iarăși am observat că este o problemă. E ok că merge bine cu cititul, dar când mă concentrez prea tare pe citit, neglijez alte aspecte, înseamnă că încerc să evadez din alte aspecte ale existenței mele. Și iar nu e bine, știți? So, da, iunie a fost o lună foarte, foarte, foarte... Foarte. Foarte. Bine, nu ca maiul. Trebuie să recunosc. De fapt, tot anul ăsta a început prost. Mă gândeam că, ok, am terminat cu 2021, care a fost unul dintre cei mai răi ani din viața mea. Punct. Dacă nu, probabil cel mai rău. Zic, ok, New Year, fresh start, știți, toate balivernele alea pe care le zicem în general de la început de anul. După care, părea că încep să meargă lucrurile la început de an. După care, iară, ce buze uscate am, acum mi-am dat seama. După care, iară, au început să se strice lucrurile. Ok, având în vedere că 2021 a fost cel mai rău an pentru mine, clar și anul cu numărul 31 a fost unul dintre cei mai răi pentru mine, adică cel mai prost posibil. Ca și un balsam de buze. Da, deci să avem și noi un balsam de buze pe aici. De toate prostiile posibile. La balsam de buze, hai că pun glosul ăsta, că e că tot ca un fel de balsam de buze. Așa. Făcut 32 de ani, zic, ok, plecăm iarăși pe un fond optimist. Las, a lăsat 31 în urmă, făcut 32 de ani, plecăm iarăși pe un fond optimist, dăm drumul la treabă, ne apucăm de toate cele. Nu. S-au prăbușit toate. Totul s-a prăbușit așa. Inclusiv mintea mea, pentru că am trecut printr-un episod de depresie foarte, foarte, foarte urât. Mai. De-aia, maiul, v-a zis, a fost foarte cumplit pentru mine. Ce vreau? În cene. Așa. Și zic, ok. Mergem mai departe. Am ieșit de acolo. Din partea cu depresia. Am ieșit din toate cele. Bun, mergem mai departe. Păi nimic nu se leagă. Problema este că nimic nu se leagă. Știți cum e atunci când încerci să noți, cei care notați, și vin valuri așa și vă tot aruncă la fund și tot vă aruncă la fund și tot, și tu tot încerci să te... ieși, să iei măcar o gură de aia ca să rămâi în viață. E, cam așa sunt eu acum. Încă mă lovesc valurile. Și de aia sunt în punctul ăla în care stau și mă uit. Zic, ok, ce mai bine? Ce mai bine? Da, basically am nevoie de un reset. Un reset sau un reboot? Nici nu știu. Care din ele? Așa. Practic am nevoie de un reset total. De la zero. Tot. Chiar mi-am colțit în minte ideea de a... E doar o idee, așa, știți? Na. Cu care mă mai joc așa câteodată. De a... pleca în străinătate. Adică să las totul baltă și să plec, să o iau efectiv să fie un luat de la zero de adevăratele, știți? Numai că asta e o mișcare destul de... Păi zic, nu prea pot să faci așa lucrurile astea de pe zi pe alta. Adică poți dacă ai câteva țigle pe casă. Dar, da,
Mă rog, asta este, să spunem, o opțiune de rezervă. Dacă e să o luăm așa. Deși v-am zis că eu nu sunt mare amator, adică de a ideii de a pleca din țară doar de dragul de a pleca. Hai să plec ca să fiu plecată, știți? Adică o să mă duc în străinătate să fac un job pe care aș putea să-l fac și în România, știți? Și pe aceiași bani, eventual. Nu sunt mare amatoare nici de așa ceva. E destul de complicat. Plus că mai e și subiectul cu mama. Nu că aș vedea-o foarte des acum, dar oricât este una să fii la 400 de kilometri distanță și e una să fii la 4-5.000 de kilometri distanță, știți? Adică e totuși o diferență. Chiar zilele trecute nu mă răspundea la telefon. Și mi-a dat așa un pic de panică, știți? Pentru că na, are și ea o vârstă și face o grămadă de tâmpenii, că nu se potolește. Și m-a panicat puțin când am sunat-o două zile la rând și suna telefonul închis. Dar se pare că era o problemă de la rețea mai degrabă. Da. De ce vorbea și noi niște rețele ca lumea? Și, na, chestiile astea te pun și pe gânduri. Așa. Numai un pic așa, n-aș vrea să insist foarte tare. Să fac ceva foarte strident, pentru că oricum nu fac nimic astăzi, adică stau pe șantier și... Așa. Să fiu și eu aranjată, că v-am zis, m-am mai machiat de... Și am observat că, într-adevăr, machiajul pe mine chiar mă face să mă simt mai bine. Adică... Alea-i zdreanță, da. Machiajul chiar mă face să mă simt mai bine, în sensul că, nu știu, e senzația aia, că, bă, am făcut ceva pentru mine astăzi, știți? Mă, că chiar dacă, nu știu, mi-am aranjat sprâncenele și mi-am dat un pic de anticearcă. Chiar dacă am făcut numai asta, tot mă face să mă simt mai bine. Da. Nu arată destul de minișor. Acum nu mi se mai pare că primerul a făcut ceva. Adică nu mai... Nu. Parcă arăta mai bine înainte să aplic BB cream-ul. Asta de la Rimmel. Dar așa nu pare să fi făcut cine știe ce. Nici nu mi-am exfoliat tenul. Adică am fost într-un mood din asta de nici n-am mai avut... chef să fac skincare-ul până la capăt, adică... Deci, mersi dacă mă spălam pe față și îmi dădeam cu crepă și atât. Da, pentru că așa sunt perioadele astea. Și... A, și apropo de perioadele astea, e încă o chestie care mă scoate rău din sărite. Sunt ăștia pentru că se pare că am ajuns în punctul ăla, ca vârstă critică, în care trebuie să fac copii. Deci, deja anul ăsta mi-au zis, nu știu câte persoane, că nu mai țin minte exact, dar multe, acum îndrăznesc să nu fac copii. Adică, la vârsta mea, e o chestie așa, imperativ necesară să fac eu copii. Bine, nu că, adică eu nu simt presiunea asta, nu știu, eu pentru vârsta mea, oricum nu-mi simt vârsta, să ne înțelegem, eu nu simt că aș avea 32 de ani. N-am avut niciodată conceptul de cum ar trebui să te simți la 32 de ani și ce ar trebui să faci până la vârsta aia. Niciodată n-am avut chestia asta. Dar mă enervează oamenii ăștia care vin să bagă așa cu picioarele în viața ta și poate fac un clip și discută mai mult despre chestia asta, cum ajungi la o vârstă, majoritatea oamenilor pe care îi vezi în jurul tău, fac lucrurile astea, pentru că poate unii chiar și le doresc și nu-i condam și mi se pare ok dacă îți dorește asta, perfect, ok, nicio problemă. Dar sunt ăștia care vin și te pisează, dar tu de ce nu faci așa? Dar tu de ce nu ai copii? Tu cum să nu faci copii? Și chiar m-am întâlnit recent cu o vecină care îmi zicea, dar nu te mai și tu să faci un copil? Zic, de ce? Zic, păi așa! Te mai ești tu, faci un copil? Zic, și ce să fac cu el? Eu. Ai și tu un copil. Și zic, de ce să am copil? Așa trebuie să ai copil. Cine a zis că trebuie să am copil? Păcat de tine. Păcat de tine, ea. Și că tânără ești. Frumoasă ești. Păi zic, ok, și tocmai pentru că sunt tânără și frumoasă, de ce aș strica chestia asta pe un copil? Și eu, știți, ca să o enervez și mai tare.
A, păcat de tine. Adică, faptul că nu am un copil, nu m-am măritat și n-am un copil până la vârsta asta, este extrem de degradant și este... un sacrilegiu. Știți, și am început să mă enerveze din ce... Nu mă enervează ideea că, vezi, Doamne, nu am, sau m-am zis, nu am impresiunea asta, dar mă enervează oamenii ăștia care au impresia că sunt îndreptățiți să se dea ei cu părerea despre ce ar trebui să faci. Ah, mă scut din sărite grav. Maxim. Maxim, mă scut din sărite. Ia să stăm cu mascara. Și I'll be back. Între timp ni s-a alăturat și domnișoara inspector de șantier, care verifică tot, miroase tot, adică Woody. E peste tot, se bagă peste tot și acum pentru că se toarnă ciment acolo, își vrea să-și bage lăbuțele prin ciment și da, a venit până la urmă aici ca să... Ție, mama! E jos acolo. Ce s-a întâmplat? Ți-ai făcut? Așa. Continuând, partea bună este, mergând tot pe sfera aia optimistă de care vă ziceam, partea bună este că mi-a crescut părul, uitați că mi-a crescut părul, deci nici nu vine să cred. Și nici nu se vede aici la rădăcină că l-am decolorat. Vedeți că l-am făcut în așa fel încât să nu se observe când îmi crește. Sau mă rog, să nu fie super evident. Aha. Și altă parte bună este că totuși se termină cu Capela Sixtină. Anul ăsta sunt șanse să se termine. Anul de grație. Așa. Și cu siguranță nu mă voi mai apuca de restul renovărilor până nu se așează lucrurile, pentru că nu vreau să mai trec prin aceeași experiență prin care am trecut cu Capela Sixtină. Așa rămâne în numele de acum încolo. Asta vedeți? Așa. Chiar îmi place cum a ieșit machiajul ăsta. Este super natural, așa. Nu știu cum îl vedeți voi pe cameră, că din nou camera întotdeauna arată altfel lucrurile decât arată în realitate, dar în realitate se vede așa un look ușor bronzat, dar foarte puțin bronzat și foarte natural, așa, adică foarte așa, o să folosesc asta, nu l-am mai folosit de mult, l-am găsit într-o geantă, rujul samat de la Miss Sporty, de care vă ziceam, că îmi place foarte tare, că e... E super confortabil, chiar dacă e mat. Și să știți că glossul ăla de la Catrice chiar mi-a înmuiat buzele, chiar la... chiar ajută. Da, e și un fel de valsa. Așa. Și... un alt lucru bun, dacă este, e că în toată perioada asta, da, mulțumesc. Asta e pe băzi, sigur. Nu m-am mai băgat în seamă de vreo săptămână, așa cum a venit. Un alt lucru bun este că în toată perioada asta m-a trăznit să învăț un nou skill, dar e tot pe partea asta creativă, nu e pe partea productivă, e pe partea creativă. Un nou skill pe care vreau să mi-l dezvolt, o pasiune pe care o am eu de foarte mult timp. Stați, că nu trebuie să o potolesc. Așa, ziceam că vreau să dezvolt un nou skill legat de o pasiune mai veche pe care o am, care o să necesite niște muncă și niște ani de experimentat, dar cred că am ajuns în punctul în care sunt pregătită să intru și în zona asta. Dacă mă știți de mai mult timp, știți că eu sunt o persoană foarte creativă, adică nu doar pe partea de video, ca să zic așa, că pe partea de video în materie de creativitate destul de puțin, nu fac eu prea multe, dar partea asta de video a venit partea de foto pe care am început să o dezvolt și unde am început să învăț. Știți că mai pictez din când în când și aici vreau să reiau niște lucruri, că am o idee mai complexă. Mai desenez, mai fac un alta, adică eu sunt, de felul meu, sunt un om destul de creativ, ca să spun așa. Și mă cam interesează mare parte din tot ce înseamnă art în general, adică chiar dacă nu fac eu lucrurile respective, mă interesează cam tot ce înseamnă artă și mă atrage cam tot ce înseamnă artă, fiind o persoană foarte creativă și da, există ceva
ce-mi doresc eu din totdeauna să fac și asta a fost una din puținele certitudini pe care le-am avut de mică, că voi face acest lucru și am ajuns în punctul în care cred că pot să fac treaba asta și odată cu resetul ăsta pe care vreau să mi-l dau, cred că e momentul să mă apuc să studiez lucrul ăsta și să... O să vedeți, știu, sunt foarte vagă, sunt foarte aiurea, da, știu, dar n-am încotro, adică dacă încep să povestesc despre treaba asta, în primul rând că voi fi ridiculizată de toată lumea, că știu cum e, și în al doilea rând, nu știu cum vor evolua lucrurile, prin urmare, mai bine tac din gură, adică nu vă zic exact despre ce e vorba, dar dacă veți rămâne cu mine, da, o să vă spun. Și mi-a plăcea foarte tare să-mi spuneți și voi cum sunteți. Adică nu doar, nu întreb, eu când vă întreb și în clipuri, în daily vloguri ce faceți, nu vă întreb doar de complezență, doar de a mă afla și o întrebă. Vă întreb pentru că chiar sunt curioasă, mai ales de cei care faceți parte din familia mea, din Nico Family. Chiar sunt curioasă cum sunteți, cum vă merge, dacă sunteți bine, dacă ați depășit momentele proaste, că știu, unele dintre voi ați trecut prin niște momente mai grele, dacă sunteți într-un moment mai dificil și aveți nevoie de ajutor, dacă, nu știu, v-am zis, intenția clipului de astăzi n-a fost neapărat de a vă arăta cât sunt eu de pesimistă sau cât nu sunt de pesimistă, ci pur și simplu de a vă pune puțin așa la curent. Și poate așa înțelegeți de ce sunt atât de haotică și în postări și nu știu, în toate cele, pentru că efectiv nu găsesc locul pe lumea asta. Simt că nu e locul meu, nicăieri. În punctul în care mă aflu în momentul de față, pe toate planurile, nu aici e locul meu. Știți? Nici căieri. Nu știu, dacă pe orice plan mai lua și mi-ai întrebat, nicăieri nu simt că e locul meu și nu mă identific cu absolut nimic din ce se întâmplă în momentul de față și faptul că realizez treaba asta este deja un pas către a rezolva lucrurile, pentru că și să realizezi când există o problemă sau de ce problema e o problemă asta, că vreau să mai fac ceva, să dăm cu niște highlight pe umăr. Așa. Și să realizez că există o problemă, e un pas către rezolvare. Cel puțin eu așa consider. Problema este să nu rămâi doar la ideea de a constata. Lucruri pe care le-am făcut de-a lungul timpului, adică n-am să zic că așa, adică de-a lungul timpului am tot cochetat cu ideea de a rezolva problemele, dar n-am făcut decât să le constat și atât. Da, foarte frumos highlighter-ul ăsta de la Essence, să știți. Foarte, foarte fain. Asta cu trei... Asta în cutia asta. Da, foarte frumos. Și ambalajul mult mai calitativ decât la celelalte produse. Deci, dacă îl găsiți, e pe notin. Oricum vi-l linkuiesc. Încerc, fac tot posibilul să-l linkuiesc, pentru că de multe ori zic că le linkuiesc și nu apuc. Că-s live, așa, dar o să încerc să le linkuiesc pe toate, tot ce am folosit astăzi să linkuiesc în descriere și, da, chiar să-mi spuneți voi cum sunteți, cum vedeți lucrurile și cum vi se pare că merg lucrurile pentru voi. E un an bun, e un an prost. N-aș putea să zic că este un an la fel de prost ca anul trecut, pentru că probabil psihic sunt cumva mai stabilă. Dar în același timp, nici nu pot să spun că e un an grozav pentru mine, adică v-am zis, tot ce putea să meargă prost a mers prost, tot ce putea să nu meargă n-a mers, tot ce putea să nu se întâmple sau trebuia să se întâmple, nu s-a întâmplat. Din păcate, da, asta e apa în care navighez în momentul de față și încerc să ajung în ape mai liniștite, dar mai durează, din păcate, până atunci, da, asta este. Da, și chiar sunt curioasă să-mi spuneți cum sunteți, ce faceți, dacă sunteți bine. Chiar mi-e foarte dor de conversațiile cu voi și de discuțiile cu voi și îmi plac foarte mult, adică fără nicio doză de cinism sau de așa, pentru că asta e una din părțile frumoase a faptului că creezi conținut, da? Nu neapărat reacțiile pe care le ai la adresa conținutului pe care îl faci, că și alea sunt frumoase și sunt binevenite și te bucuri de ele, dar în momentul în care începi să legi niște legături cu oameni pe care în mod normal nu-i cunoști
E, nu știu, un sentiment deosebit. Și v-am zis, este foarte frumos sentimentul ăla în care te întreabă cineva care nu te cunoaște decât prin prisma ecranului unui device, te întreabă ce faci, cum e ziua ta. Știți, e o senzație foarte frumoasă și de-aia vă întreb și eu pe voi, pentru că pe cele mai multe dintre voi nu vă cunosc atât de bine și nu vă văd fizic, dar sper să vă bucurați și voi de senzația asta. Când vă întreb ce faci și ce faceți și mă întreb pentru că mă interesează, nu vă întreb pentru că vreau să dau dovadă de complezență. Bun, m-am terminat de machiat, n-a durat foarte mult, sper că n-am uitat să aplic ceva. Și dacă m-am uitat, nu-i problemă. Acum mă duc să fac ceva de mâncare, pentru că se necesită și mâncare astăzi, ce să vedeți. Da, v-am pupat, vă mulțumesc dacă ați rezistat până la finalul clipului, vă pup și ne vedem în următorul clip, care sper eu din tot sufletul să fie mai optimist decât ăsta. Ciao!